Tragedie în lumea off-road. Unul dintre piloții înscriși în competiția de la Slanic Moldova a decedat sâmbătă după ce autoturismul pe care îl conducea a fost luat de ape în timp ce traversa râul Oituz. Concursul a fost întrerupt imediat și în încercarea de salvare acestuia s-a intervenit atât cu echipaje de off-road care erau prezente la fața locului, cât și cu echipaje ISU. Din păcate, trupul său a fost găsit fără suflare câteva sute de metri mai jos. Federația Română de Automobilism Sportiv a transmis că cel care și-a pierdut viața este pilotul echipajului Adrian Cernea, fost campion național. Cu durere în suflet anunțăm faptul că pilotul de off-road, fost campion național Adrian Cernea, a decedat în timpul unei etape naționale care are loc la Slănic, Moldova, transmite Federația Română de Automobilism Sportiv. Copilotul în vârstă de 35 de ani a reușit să iasă din mașină și a fost găsit în viață.